De și de să mă la bucur. bucuria. Până la urmă, e, e da, bucuria normal. aceea. Altfel, Valentina, cred că a fost greu în acea perioadă în care nu era, era însărcinată, nu e, com e complicat, trebuie foarte, să. Foarte greu, da. Foarte greu. Cu gemenii, cu gemenele, am fost acasă până la 8 luni, și după aia a fost aceea cu, cu Constanța și, da. E important că suntem foarte bine și copiii sunt foarte bine. Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. Este o... Acum, cei mari, cu cât înaintează în vârstă, cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez cum fac toți material decât de asta, pentru că am trei în America. Melissa, care e geamă în Alex și Gloria și șase i-am aici. La un moment dat vei deveni, veți deveni bunici da. și vei avea Cristi Bocea copiii acasă la masă, casa mare. Casa mare. Trebuie să fie casa ma sufrageria mare. Pentru că nouă copii, familie, prietenii. Mai durează. Durează. Da, dar în 12 ani, cred că trebuie să-ți imaginezi o scenă de Crăciun cu o masă mare de tot. Uh, și o sufragerie un living foarte mare. Cu siguranță mă, mă, pregătesc. Asta cred că este cea mai mare până la urmă. Bucurie. Bucurie. Iar uh, pentru stadionul uh, din Ștefan cel Mare, pentru noul uh, stadion uh, Dinamo, uh, o lojă doar pentru familia Borcea, pentru că tot așa va fi, că vor fi pasionați să meargă uh, sigur vor fi. copiii. Sigur, sigur, vor deja uh, Milan, este pasionat de, de, fotbal, îl am și la, la Nici fotbal. nu face fotbal? Ba da, Milan la Falemi. Câți ani are? Milan are șapte ani. Mulți înainte. Mersi. Este singurul care... Singurul, singurul. Poate va fi Milan borcea următorul, nu știu, Jucători de națională. Da, e important să-i placă și să... Dar îi place foarte mult. Asta e un lucru foarte bun. Tenis? Fetițele? O să încerc să le dau anul ăsta la tenis de câmp. Da. Au patru ani. E uh, trendul acesta la fetițe la tenis, la băieții la fotbal.